Cum scoatem dopurile de ceară? Iată patru metode. Bună, sunt Daniela Ionescu, medic Orele, la Clinica Orele Daniela Ionescu din București. Cea mai cunoscută metodă este spălătura auriculară. Folosim această seringă și apă călduță. Atenție! Spălătura trebuie făcută într-un anumit unghi și sub controlul vederii. Nu te sfătuiesc să faci această manevră acasă pentru că poți răni timpanul. A doua metodă. Cu pensa, dacă dopul este uscat, îl extragem pur și simplu, îl apucăm și îl extragem din conduct. A treia metodă. Folosim aspiratorul chirurgical la care adaptăm această canulă. Această metodă funcționează dacă dopul este foarte moale. Și a patra metodă, cea mai rapidă și cea mai simplă, este prin folosirea cârligului, dacă dopul este uscat vechi. Sfatul meu, nu folosiți bețișoare de urechi, pentru că veți împinge ceara care se secretă în mod normal aici, o împingeți și va fi extrasă foarte greu și puteți răni chiar timpanul. Mergeți la toaletarea urechilor înainte de concediu, vara, pentru a nu avea probleme de genul acesta în concediu. Dacă faceți des dopuri de ceară, programați cerumen free la Clinica Orele Daniela Ionescu.